Salut! De-a lungul timpului, specialiștii au căutat noi metode de a trata boli, de a trăi mai mult, pentru a arăta mai bine sau mai simplu spus de a fi sănătoși. Cercetările pentru produse sănătoase continuă și astăzi, materializându-se în diete capricioase și medicamente tot mai diverse. Consumatorii trebuie să fie atenți însă la aceste produse și tratamente miraculoase, întrucât nu numai că nu vor avea efectele dorite, ci pot fi chiar un pericol la adresa sănătății. Iată 10 exemple de astfel de medicamente și tratamente minune întâlnite de-a lungul istoriei. Băuturi radioactive. La începutul secolului al XX-lea, oamenii credeau că radioactivitatea poate fi benefică organismului. Produse radioactive erau vândute, printre care bijuterii din radio pentru tratarea reumatismului, pături cu particule de uraniu pentru tratarea artritei, cosmetice anti-îmbătrânire radioactive, dar și apă radioactivă. Apa radioactivă a devenit populară odată cu descoperirea izvoarelor fierbinți radioactive, despre care oamenii credeau că pot vindeca diferite boli. În 1932, Eben Byers, un nume important în industria producătoare de oțel, a murit după ce a folosit periodic Raditor, un medicament radioactiv. Cartilaj de rechin. Cartilajul de rechin este presupus ca un supliment eficient în terapia cancerului. În 1950, chirurgul John Pradon a cercetat calitățile medicinale ale cartilajului de rechin. Acesta a descoperit că poate trata tumorile și cancerul folosind cartilajele animalelor. Ideea pe care se baza Pradon și alți specialiști era imunitatea rechinilor la boala canceroasă. Nu exista dovezi științifice care să demonstreze proprietățile medicinale ale cartilajului de rechin. De asemenea, ideea că rechinii nu pot avea tumori canceroase s-a dovedit a fi falsă în cel puțin 42 de cazuri. Siropul de tuse cu heroină. Siropul de tuse cu heroină a fost creat în 1898 de către laboratoarele farmaceutice germane Bayer. Bayer a încetat producerea de heroină în 1910, când a descoperit că efectele ei sunt mai puternice decât cele crezute inițial. Mercurul. În anii 1500, mercurul era folosit în tratarea sifilisului. Doctorul John Hunter susținea că s-a vindecat de sifilis cu ajutorul mercurului. Acesta a murit ulterior din cauza unui atac de cord. Tutunul. Țigările cu tutun au fost pentru prima dată folosite în secolul al XV-lea, atât pentru plăcere cât și pentru tratarea infecțiilor, durerilor de cap, răcerilor, oboselii și chiar ca și anestezice. Tutunul era considerat o plantă miraculoasă, fiind cunoscută sub numele leacul divin. Între secolele 17 și 19 erau folosite clismele cu fum de tutun. În India, oamenii credeau că tutunul este benefic pentru dinți, ceea ce a dus la producerea pastelor de dinți cu tutun. Ulterior, Curtea Supremă din India a interzis producerea acestei paste de dinți. Terapia LSD. În anii 1950 și la începutul anilor 1960, cercetătorii au descoperit că substanța halucinogenă LSD poate fi folosită pentru tratarea schizofreniei, alcoolismului și comportamentului violent. În timp ce mulți specialiști nu sunt de acord cu puterile medicinale ale drogului, analiștii norvegieni continuă cercetările asupra substanței pentru tratarea alcoolismului și schizofreniei. Teniile. În anii 1950, oamenii se infectau cu tenii pentru a slăbi. Oamenii credeau că pot pierde din greutate odată ce parazitul se va hrăni cu alimentele pe care aceștia le consumă. Teniile din organism pot provoca dureri abdominale, amețeli, constipație, balonări, deficiențe de vitamine și dureri de cap. Ele pot ajunge până la creier, lucru ce poate fi fatal. Cocaina. Cunoscută prin faptul că se afla în ingredientele băuturii carbogazoase Coca-Cola, cocaina se folosește în producerea unor diferite tipuri de medicamente. Efectele sale energizante și analgezice fac din cocaina ingredientul perfect pentru un stil de viață sănătos, căruia îi lipsește însă vitalitatea. Deși mulți îl considerau în trecut un medicament minune, fiind apreciat de unele dintre cele mai strălucite minți ale tuturor timpurilor, astăzi cocaina este cunoscută drept o substanță care provoacă dependență și afectează inima și creierul. Vitamin Water. Centrul pentru știință în interes public a dat în judecată în 2009 compania Coca-Cola pentru că a promovat produsul Vitamin Water drept un produs sănătos. Centrul susținea că cele 33 de grame de zahăr pe care o sticlă le conține măresc riscul apariției obezității, diabetului și a altor probleme de sănătate, făcând ca efectele benefice să treacă astfel neobservate.